Bine v-am regăsit! Vremea se va menține în general caldă pentru data la care ne aflăm, chiar dacă pe parcursul zilei de astăzi temperaturile vor marca o scădere în nord, centru, nord-est, precum și la munte, unde vor fi norări și temporar precipitații slabe, ninsori în zonele montane și predominant ploi în zonele joase. În restul țării ne bucurăm de vreme ceva mai bună și de intervale cu soare. Totuși, vântul va continua să sufle cu putere la munte în prima parte a zilei, dar va fi destul de activ și nord-est, în centru, în sud-vest și pe spații mici în rest, unde va atinge viteze de 55-70 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 13 grade. La munte, vremea se va răci semnificativ. Cerul va avea norări, iar local și temporar va ninge viscolit. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei cu rafale de 70-90 de km pe oră, iar pe crestele Carpaților meridionale va sufla tare, cu peste 100-120 de km pe oră, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 5 și 2 grade cu plus la stâna de vale. În capitală se anunță vreme caldă și plăcută totodată ca aspect, pentru că ne vom bucura și de razele soarelui. Vântul va slăbi în intensitate, iar în termometre vom avea o temperatură maximă de 13 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi minunată să aveți!